fibrilația atrială, tratarea eficientă atunci când este detectată la timp. Slăbiciune generală, oboseală, bătăi neregulate ale inimii, amorțeală la nivelul membrelor, respirație dificilă sau lipsă de aer, sunt doar câteva dintre simptomele pe care mass media le-a dezvăluit. Problema cu aceste manifestări este că sunt aproape identice pentru diferite acțiuni sau carențe, iar reclamele spun că se pot atenua sau chiar elimina prin consumul de diferite suplimente, vitamine și ceaiuri. Din păcate, aceste reclame duc multe persoane la comportamente nesănătoase, cum ar fi automedicația, care adesea duce la agravarea problemelor de sănătate. În cazul în care revenim la manifestările sau semnele menționate la începutul articolului, Acestea nu indică întotdeauna discrepanțe minore sau pasagere care sunt tratate cu atenție după sfatul reclamelor. Aceste simptome pot fi indicații ale unei acțiuni grave care, dacă nu este tratată corect, se dezvoltă și afectează calitatea vieții într-un punct în care viața noastră este în pericol. Este vorba despre fibrilația atrială. În cazul în care inima bate neregulat, aritmic, se numește fibrilația atrială. Pacienții se confruntă de obicei cu palpitații, amețeală, respirație mai greoaie sau dureri în piept atunci când ritmul inimii se transformă din normal în fibrilație atrială. Fibrilația atrială provoacă cheaguri de sânge pe pereții atriilor. Acestea pot ajunge să blocheze vasele de sânge dacă se deplasează prin fluxul sanguin. Prin urmare, încep dificultățile care pot fi mortale. Acest lucru poate provoca un accident vascular cerebral ischemic sau o embolie pulmonară dacă ajunge în creier. Importanța diagnosticării precoce și a tratamentului fibrilației atriale. Consultarea unui cardiolog de specialitate reduce riscul de complicații grave și permite diagnosticarea și tratamentul adecvat. Tratamentul pentru prevenirea AVC-urilor cauzate de fibrilația atrială implicată administrarea anticoagulantelor care sunt prescrise de medicul specialist. Scopul terapiei este de a reduce riscul de AVC prin prevenirea formării cheagurilor de sânge. Această procedură necesită o muncă lungă de timp. Dabigatran, Grivaroxaban, Apixaban și Edoxaban sunt componente ale terapiilor anticoagulante de ultimă generație. Aceste medicamente sunt prescrise de un medic specialist și au numeroase nume comerciale. Pentru a reduce semnificativ riscul de accident vascular cerebral la pacienții cu fibrilație atrială, tratamentul anticoagulant va trebui să se mențină toată viața. Cu toate acestea, există o veste pozitivă. Pacienții pot continua tratamentul anticoagulant acum pentru că este compensat. Care sunt pașii pe care trebuie să-i urmezi pentru a obține beneficii din rețeta compensată antipalpitații? vizitați un cardiolog. În funcție de categoria de pacient în care vă aflați, medicul va prescrie tratamentul compensat. Farmacistul vă va oferi medicamentul la un preț scăzut pe baza rețetei compensate de la medicul specialist. După ce medicul specialist va prescris o recomandare de tratament anticoagulant, consultați-vă medicul de familie pentru a solicita o reînnoire lunară a rețetei compensate vă rugăm să consultați și pentru a afla mai multe despre tratamentul anticoagulant, rețeta compensată și alte aspecte importante ale fibrilației atriale.